Hai, ce piesă, ce mesaj, ce situație. Bine. Mira? Ea era Mira? Ei, Nicole Sherry. Ah, Nicole Sherry, da, ai dreptate. Dansează amândoi. Am uitat. Ce mai face Nicola născut? Adevărul e că seamănă la voce cu Mira, ai dreptate. Dacă o asculti așa cu ochii închiși. Da, eu așa am venit în gol și da, știu că Nicola urma să devină mămică zilele astea, dacă nu fi devenit între timp. Păi și eu mă gândesc să fac copii zilele astea, sincer spun, dacă tot ai deschis subiectul. Am auzit ceva mai devreme la știrile Europa FM, câte minunății vin dinspre Ministerul Familiei, condus de doamna Firea, și e clar că... O să fie bine. Mă apuc de treabă. Dar aștept. Da, hai că vă povestesc. Ne povestești tu, da? Ok. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Să aruncăm o privire în programul de guvernare al guvernului Ciucă, PNL-PSD. Așa, obiective mari, o să spun, apropo de Ministerul Familiei. Să știi că am văzut ceva foarte interesant pe zona asta, dincolo de ce au anunțat colegii noștri. Știi că România are o problemă, sau cea mai importantă problemă a șomajului din România e pentru tineri între 16 și 24 de ani. De fapt, cea mai mare rată a șomajului din România este pentru acești oameni care, odată ieșiți de la școală, nu găsesc de lucru cum și-ar dori. Și atunci există o măsură țintită, spun ei, să vedem cum se va aplica, că dacă angajezi un tânăr între 15 și 24 de ani, ai o deducere de 1000 de lei la taxe și impozitele pe care urmează să le plătești pentru, sau le plătește compania pentru tânăr respectiv. Mă rog, știți voi ce vorbesc? Mi-a rămas în reflex, le plătește compania, că astăzi e cu brutul tot la angajat și teoretic ne plătim noi, dar ne plătesc tot... Da, e complicat, da, mă rog. Știți, înțelegem ce vrei să spui. Deducere de 1000 de lei dacă se face treaba asta. Când, cum... se va întâmpla și va fi trecută ca act normativ, nu știm, dar v-am spus că, apropo, spuneai de zona respectivă. Da. Nu mi se pare rău. Adică, nu, am auzit și de o mașină pe care ți o dă statul de pe la vreo 3 copii, dar poate 3 copii. România are nevoie de un program care să sprijine familiile în mod cer. Clar. O fac și vecinii noștri din Ungaria foarte mult. Acolo sunt niște deduceri importante pentru familiile care au 3-4 copii. Sunt diverse programe în Europa. Adevărat. Europa îmbătrânește. Sigur că nu o să meargă doar cu vouchere. Știm că doamna Firea la vouchere este... Este singura femeie din guvern și văd că a început așa, în forță. Dom'le, ăsta e un lucru rău că e singura femeie din guvern. Sincer vă spun. Adică mă așteptam la mai mult de la cele două partide să fie o singură femeie în guvern. Bine, și în actualul guvern tot o singură femeie era. E un moment rușinos pentru clasa politică din România acest fapt și faptul că au avut de împărțit atât de mult că n-a rămas la, au zis, numai bărbații, mari bărbați din fruntea statului. Urât! Urât! Te-am deviat puțin de la programul de guvernare. Așa. Bun. Veste legată de pensii. Hai să spunem chestiunea asta. Da, se vor mări pensiile. Punctul de pensie va fi 1586 de lei, ca să fiu foarte clar. Se dau până să se mărească? Înțeleg că sunt ceva probleme anunțate. Se va rezolva acolo. E nevoie de rectificare. Okay. Pe măsură ce guvernul nou este în funcție. Probabil că va fi prima ședință de guvern și primul lucru care se va face. Deci asta e prima chestiune. Se mărește și salariul minim la 2550 de lei la 1 ianuarie. Asta înseamnă taxe mai mari, mai mulți bani cheltuiți, mai mulți bani la buget. Mă rog, amenzi mai mari. Amenzi mai mari, multe lucruri se leagă de salariul minim. Hai la sănătate să ne uităm un pic. Un obiectiv foarte ambițios, nerealist, dacă mă întreb pe mine. Guvernul Ciucă se angajează ca în următoarele 90 de zile să atingă cota de 10 milioane de persoane vaccinate. Acum suntem undeva la 7.700.000, dacă nu mă înșel. Ar trebui să meargă cu viteză foarte mare față de ce se preconizează. Spun ei că au și soluții să facă chestiunea asta. Adică o să se explice populației mai cu atenție și fără a crea discriminări, să le ofere informații. De asemenea, Ministerul Sănătății, se spune, asta ar fi noutatea în acest program, domnule, o să fie autoritatea națională cea mai
importantă în materie de rezolvare a chestiunilor pandemice. Știi că acum aveam acel grup de comunicare, grupul cu strategia, și multe dintre decizii erau politice. De data asta, guvernul ăsta vine și spune: nu, domnule, dacă ține de pandemie, o să aici, la Ministerul Sănătății. Prea poți să-i contrazici, mai ales gândindu-te la cine va conduce ministerul. Da, dar în momentul în care, sigur că domnul Rafila este o autoritate, dar când domnul Rafila va veni și va propune, nu știu, restricții, că ar putea să fie nevoie. Uh-huh. N-ai cum să zici. Acolo intervine factorul politic, că așa s-a întâmplat și până acum. Nu sunt lucrurile atât de simple. Dacă domnul Rafila va considera că este nevoie de, să zicem, aplicarea unei carantine într-o zonă sau de la un anumit nivel, cum crezi că vor răspunde politicienii? Din fericire, nu mai sunt alegeri în perioada imediat următoare, așa cum s-a tot întâmplat în pandemia asta. Da, nu i-a deranjat nici pe ea dinainte, adică noi aveau alegeri nici ea, da? În fine, hai să zicem că așa va fi, că așa ar fi normal să fie, ascultăm de medici. Am aici un semn de întrebare, o abordare diferită față de guvernul trecut. Guvernul trecut a interzis vânzarea medicamentelor antivirale, celebrele antivirale Favirapir și celelalte, prin farmaciile cu circuit deschis, adică de unde ne luăm noi medicamente în mod obișnuit, și se vindeau doar în spitale. Noul guvern vrea să deschidă și la circuit deschis, adică vrei să-ți iei Favirapir din ăsta sau, nu știu, ceva în care crezi tu, te duci la farmacie, dar cu rețetă, spun ei. Dar asta în România nu înseamnă nimic, aici trebuie să fim sinceri, nu? Bine, la antibiotice încă îți mai cer. Aici în București. Aici în București, dar dacă te duc la 60 de kilometri distanță, pui pareu cu mine că luăm acum o cutie de antibiotice? N-aș pune pareu. Da, păi nu. N-aș vrea să pierd. Sper voroșiu, dar pentru măsean, nu știi? Și cum să nu-i dai omului dacă are... Aici va fi un... Adică eu nu știu în momentul ăsta dacă putem să luăm pastilele astea la liber ca pe Nurofen, scuzați comparația, cum ia fiecare. Da, sau paracetamol sau aspirină. Sau paracetamol sau aspirină, cu care ne-am obișnuit de ani de zile, pentru că pot să invoc și eu aici, exact cum se spunea, vaccin. Astea chiar sunt insuficient studiate. Nu știi exact despre ce e vorba acolo, nu poți să iei pastile cu pumnul. E bine că măcar în lege zice că se dă cu rețetă. Și ca să închei, la transporturi, programul este identic cu cel al fostului guvern PNL-USR, deci s-au păstrat aceleași linii de forță, mai puțin că s-au scos datele, nu mai există termene, adică 15 martie 2022-2023 și nici lungimi care trebuie făcute. E pe principiu... Păi e mai bine. Va fi bine. Hai, poate... măcar nu ne mai mint. Exact, da. Va veni domnul Grindeanu și va zice: ei, lăsați... Acum o să fie pe autostradă scurtă, medie, lungă. Da. Dom'le, e convenabil. Câți kilometri de autostradă? Cât trebuie? Facem și noi asfaltare? Cum? Da. Scurt, lupe lung, pe scurt sau pe... Câți kilometri? Câți ne ies anul ăsta? Vedem câți ne ies și până la sfârșitul anului. Mulțumesc, Cătălin. O să mai discutăm noi despre treaba asta. O să le luăm pe parcele, pe bucăți. Ar trebui să le notăm undeva și să le și urmărim. Și cu siguranță vom face asta. Aici la transporturi s-a rezolvat problema. N-ai ce urmări. E simplu. Asta doar se fac.